prim-ministru, în ultimii 20 de ani, 10 clădiri de patrimoniu au fost demolate sau lăsate în paragină pentru a cădea și a face loc unor clădiri mai înalte. Toate aceste lucruri s-au întâmplat cu permisiunea Ministerului Culturii și a direcțiilor din subordine, care în mod normal trebuie să protejeze patrimoniul și interesul public. Ce faceți pentru protejarea patrimoniului construit ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple? Legea 422 din 2001, legea monumentelor istorice, prevede că, citez, în vederea salvării monumentelor de la distrugere și degradare, poate fi inițiată exproprierea pe cauză de utilitate publică. Au existat inițiative în acest sens, însă trebuie să menționez că legislația în domeniu este incompletă și, concret, nu s-a aplicat niciodată această măsură până acum. Știți că am numit un grup de lucru care a început proiectul unui nou cod al patrimoniului național, care va fi un proiect complex al Ministerului Culturii, care angajează foarte mulți specialiști și care își propune să răspundă și la acest punct, adică la ceea ce putem considera sancțiunile pe care statul trebuie să le aplice în cazul în care constată că proprietarii de monumente istorice nu respectă obligația de patrimoniu pe care o Dar au. concret, până acum, de ce nu au fost sancționați acești oameni? Pentru că există prevederi, constituie contravenție faptul că ți Da, lași monumentul în da, dar paragină. din punct de vedere juridic există încă dificultăți o interpretare neunitară în ceea ce privește legea actuală. De aceea este necesară, este unul din motivele pentru care e necesară promovarea unui nou cod al patrimoniului, pentru ca să nu existe niciun fel de dificultate în adoptarea acestor sancțiuni. Pe de altă parte, și vreau să spun asta aici, în abordarea Ministerului Culturii, suntem foarte sensibili la faptul că trebuie și un program de asistare și de încurajare a proprietarilor de imobile cu valoare istorică, ca ei să poată financiar, logistic, administrativ, să întrețină monumentul istoric. E foarte important să nu privim pe proprietarii de monumente istorice doar ca pe niște potențiali infractori. În cea mai mare parte sunt oameni foarte onorabili, sunt oameni care eventual și-au recuperat imobile care foarte multă vreme au fost confiscate de către stat, de care de fapt ei au fost despărțiți și în bună parte e vorba de oameni în vârstă, oameni care și-au recuperat proprietatea și care, mă rog, a ajuns la ei printr-un proces istoric extrem de complex, care practic istoria recentă a României. Este deci foarte important ca același cod al patrimoniului să reglementeze programe financiare și un sistem fiscal de încurajare a conservării și a punerii în valoare a monumentelor istorice. Dacă puteți detalia un pic, este vorba de scutiri de impozite, este vorba de niște împrumuturi speciale. Da, este vorba de un sistem întreg prin care, practic, proprietarului se recunoaște de către stat faptul că imobilul pe care îl deține în proprietate beneficiază de un interes special al statului român, spre deosebire de alte imobile care nu au acest statut. Și, de pildă, să vă dau un exemplu, noul cod fiscal a eliminat scutirea generală care se dădea proprietarilor de monumente istorice, scutirea fiscală generală, erau scutiți de taxe și impozite locale și lasă la latitudinea administrației publice locale de a scuti sau nu pe proprietarii monumentelor istorice de la plata impozitului. Sigur, în general, orașul cred că are interesul să remarce faptul că între sutele de mii de case sau de imobile pe care le are în structura lui urbană, există câteva monumente istorice și că asta ar trebui să beneficieze de scutiri de taxe, dar lucrul ăsta nu este un dat și, din păcate, probabil că vor exista administrații publice locale care vor spune, uite, încă o sursă de venit, hai să îi impozităm și pe ăștia. Nu e, după părerea mea, nu e chiar corect, pentru că proprietarul unui monument istoric primește o obligație din partea Direcției Județene de Cultură, o obligație de patrimoniu, pe care este obligat să o
înscrie ca sarcină în cartea funciară a imobilului și prin această obligație de patrimoniu el se angajează să nu schimbe destinația generală a clădirii, să respecte forma ei, elementele artistice, componentele artistice, materiale din care construite, să nu, dacă are un acoperiș de șindrilă, să nu transforme într-unul de tablă, dacă are ferestre de stejar, să nu pună termopane de plastic și așa mai departe. Să lucreze cu firme agreate de către autoritate, să obțină un aviz în cazul în care dorește să facă lucrări substanțiale. Deci noul cod al patrimoniului va aduce atât beneficii proprietarilor de monumente, cât și sancțiuni și obligații mai bine precizate. Sancțiunile vor merge? Aveți idee? Sancțiunile trebuie să prevadă în anumite situații, inclusiv exproprierea, așa cum era și în textul mai vechi, dar aceste sancțiuni trebuie foarte clar delimitate. Sigur că și proprietarii de monumente istorice sunt în mai multe categorii. Unii sunt persoane care provin din familiile celor care au clădit poate acele imobile sau care le-au avut în proprietate o lungă perioadă de vreme înainte de regimul comunist. Altele pur și simplu sunt persoane care au, sau firme care au achiziționat drepturile litigioase și proprietatea a ajuns de pildă în mâna unor promotori imobiliari și acolo trebuie discutat altfel, pentru că e vorba de interese economice. Nu e o problemă. Nu poți amenda pe cineva de două ori pentru același lucru. Cum o să rezolvați? Că bănesc cât de mari trebuie să fie amenziile ca ei să simtă și să nu mai facă ce fac cu casele. Da, astea sunt discuții tehnice și e clar că trebuie să intre în orizontul celor care vor pregăti textul noului cod al patrimoniului. Până acum noi am vorbit mai despre clădirile monument istoric. Însă sunt foarte multe clădiri aflate în zonele protejate, case care nu sunt clasate ca monument istoric și care nu beneficiază aproape de nicio protecție. Sunt niște planuri la Primăria Capitalei, dar acestea nu sunt respectate de cele mai multe ori, niște planuri pentru zonele protejate. Ce pârghii are Ministerul pentru a opri asemenea abuzuri și pentru a repara ce s-a întâmplat sau măcar să nu se mai întâmple asemenea lucruri? Da. Știți că aici am obținut o modificare a legii 422 prin ordonanță simplă promovată la nivelul guvernului, prin care am dat o mai mare importanță decizională comisiilor de specialiști, care sunt comisii care funcționează la nivel de experți pe lângă Ministerul Culturii, tocmai în ideea de a reduce puterea unui singur om, adică a ministrului, în luarea unor decizii care, să zicem așa, poate fi supus unor presiuni imobiliare a grupurilor imobiliare în mod mai ușor. Dar este necesar și vom da repede, în curând, vom da un ordin care să clarifice competențele de avizare atunci când e vorba de zone protejate. Vorbim aici de zone protejate, nu de clădiri. Acum sunt la comisiile zonale ale monumentelor. Exact. Deci aici trebuie să clarificăm foarte clar competențele de avizare. Mai departe. Și cine va aviza? Este o chestiune de decizie și vrem să luăm cele mai bune decizii, astfel încât să aducem în atenția opiniei publice și a organizațiilor non-guvernamentale, în general a actorilor din mediul urban și zonele protejate, nu numai monumentele istorice. Ședințele CNMI și a comisiilor zonale nu sunt publice. Da, ședințele CNMI și ale comisiilor zonale nu trebuie să fie publice. Pentru că sunt chiar momentul de deliberare al comisiilor. În orice comisie din lume, momentul de deliberare sau intervalul de deliberare al comisiei nu este public. Dar deciziile comisiilor, procesele verbale redactate de comisii trebuie să fie publice, ele trebuie să fie urcate pe site-ul Ministerului Culturii și lucrul ăsta va constitui o prioritate în Ministerul Culturii, pentru că aceste decizii trebuie motivate, trebuie cunoscute și trebuie să fie asumate la nivelul, în general, la nivelul tuturor celor care sunt interesați în ele. Când vom avea un draft al codului patrimoniului și ce noutăți va aduce el? Există deja nu un draft, ci din păcate mai multe drafturi.
când am ajuns în minister, existau două variante, se lucrase pe două pachete, să zic așa, două seturi independente în privința codului patrimoniului. Știți că e un obiectiv care a fost anunțat încă de acum 5 ani de Ministerul Culturii și a trecut de la ministru la ministru. Păi tot așteptăm fiecare ministru în amenință că vom avea un cod al patrimoniului. Exact. Deci există niște drafturi, dar nu există încă un text unitar, pentru că aceste drafturi au pornit de la idei diferite, au pornit de la locuri diferite din lege și cumva ca două componente ale unui tunel care nu s-au unit la mijloc. Codul patrimoniului va fi un document legislativ foarte important care își propune revizuirea și îmbunătățirea tuturor legilor care privesc patrimoniul cultural în toate formele sale. Am numit o comisie de specialiști, circa 17 sau 18 specialiști pe domenii a cărei sarcină va fi elaborarea acestui proiect, de fapt, va fi un proiect de cod al patrimoniului și din care vrem să lansăm în dezbatere publică deja în luna aprilie unele bucăți. Va trebui să lucrăm cu timpul, astfel încât până la sfârșitul mandatului acestui guvern, care este luna noiembrie 2016, să putem să trecem prin guvern propunerea de cod al patrimoniului, astfel încât la depunerea mandatului, guvernul să poată lăsa Parlamentului acest proiect de act normativ foarte important. Și ca noutăți, care ar fi schimbările fundamentale? Asta nu pot să vă anunț acum. Ordinul de numire a acestei comisii a fost semnat acum câteva zile. Avem prima ședință a comisiei săptămâna viitoare, la care voi merge și eu și voi anunța liniile mari și urmează ca specialiștii să decidă. Pentru că tot vorbim de protejarea patrimoniului construit, ce se întâmplă cu proiectul imobiliar de la Palatul Știrbei? Fostul ministru a dat deja un aviz pentru molul și blocul de acolo, un bloc de aproape 40 de metri înălțime care se va construi în spatele palatului. Ce poate face ministerul în prezent dacă dorește să facă ceva? În această chestiune sunt două lucruri de semnalat. În primul rând că există în curs o anchetă a Departamentului Național Anticorupție. Aici sunt implicate persoane care au dat avize. E vorba de un PUZ, un plan urbanistic zonal care a fost avizat sau care a pornit de la un aviz care s-a dat în Ministerul Culturii. Departamentul Național Anticorupție a avansat mult în această anchetă, în sensul în care a depășit faza de audieri preliminare și a publicat chiar pe site-ul lui această știre acum circa o lună. Practic, ei au trimis în instanță dosarul. În acest dosar... Acest dosar ce vizează? Asta. Avizarea demolării anexelor Palatului Știrbei. Deci nu proiectul nou? Nu. Avizarea demolării anexelor Palatului Știrbei, care, prin care s-a atentat și la unele lucruri din subsol, da? din pământ, care reprezentau niște, practic, monumente istorice. Erau considerate monumente istorice. Bun. În faza, deci, această anchetă, care nu mai e o anchetă, este o acțiune în instanță, vizează responsabili din Ministerul Culturii, unii care dețineau funcții de răspundere în Ministerul Culturii, nu cred că e cazul să dau nume. Acest lucru este un lucru. Al doilea lucru este faptul că, într-adevăr, de la Ministerul Culturii a pornit un aviz către acest PUZ. În momentul de față, aprobarea sau nu a PUZ-ului se află în competența Primăriei Generale a Capitalei, care va trebui să se pronunțe, e libertatea dumnealor și atribuția dumnealor să se pronunțe. Dar un eventual proiect imobiliar construit lângă Palatul Știrbei va trebui să se întoarcă la Comisia Națională a Monumentelor Istorice pentru aviz
Și aici, asigur, iarăși, comisia alcătuită din specialiști va trebui să se pronunțe dacă în imediata vecinătate a Palatului Știrbei se poate construi așa ceva. Eu nu mă pot pronunța ca ministru, este atribuția comisiei să se pronunțe și știți că mai mult decât atât, conform modificării adoptate la 422, ministrul va trebui să are posibilitatea de a se opune în cazul în care comisia admite acest proiect, iar dacă comisia nu admite acest proiect, ministrul nu mai poate semna ordinul de avizare. Asta este noutatea. Deci dacă comisia de specialiști se opune, ministrul nu mai poate aviza proiectul. Că tot vorbim de patrimoniu. Avem câteva exemple celebre de case lăsate în paragină. Unul este Hanul Solacolu, celălalt este Visarion 8, clădire-monument care aproape a dispărut de pe parcelă. Mai avem Chiselev 35-37. Proprietarii l-au lăsat în paragină de mulți, mulți ani și n-au pățit nimic până acum. Dumneavoastră, de când sunteți ministru, ați dat vreo sancțiune pe aceste spețe? Nu. Vă spuneam mai devreme, sancțiuni nu s-au dat până acum. Visarion 8 e într-adevăr o durere. Nu știu dacă se poate face ceva, practic a mai rămas un zid. Da. Un zid, cred. Și ăla, un singur zid. Un zid și ăla, cred. O fereastră. Că, da, o fereastră. Și ăla parțial. Probabil că va cădea după această iarnă. Da, cred că va cădea. E probabil, într-adevăr, conștiința vie, de fapt, aș zice, a Ministerului Culturii, încă de când a apărut această problemă, și vă reamintesc concertul pe care a dat Alexandru Tomescu, Requiem pentru o casă defunctă, nu? Asta era, cred că, în 2009 sau... Da, pe vremea Ministrului Paleologului. 2008, așa ceva. 2008-2009. Da. E un exemplu teribil de impresionant, dar și Chiselev 35-37, unde, iarăși, nu se poate face nimic pentru că este o proprietate privată și... De ce nu expropriați aceste imobile? Chiselev 35-37 încă nu este jos. Se poate nu, face nu ceva? E jos. Cred că acolo s-ar mai putea face ceva. Într-un regim de intervenție de urgență s-ar putea face ceva, cum s-a făcut în clădirile de alături pe Chiselev. Da. Sau la Hanul istoric, Gabroveni. Bun, Hanul Gabroveni e al primăriei. Dar deci acolo, tehnic acolo, se poate face. Da, asta vreau acolo să există un proprietar, există o reabilitare pe fonduri europene. Conform legislației, putem interveni pe clădirile unde suntem proprietari. Deci aici nu e nicio problemă. Chiselev 35-37 este în patrimoniul unei persoane. Dar aveți în vedere private Expropierea Hanului Solacolu și a clădirii de pe Chiselev 35-37? Se poate face acest lucru? Hanul Solacolu, din câte sunt informat, este sub niște litigii judiciare și cred că trebuie deocamdată clarificată natura acestor litigii. Acolo s-a început ceva, de aia s-au și pus acele meșuri. Și după aceea acel ceva a trebuit oprit, tocmai din aceste litigii. Chestiunea este complicată, este de discutat și cu Primăria Generală a Capitalei. Litigii între cine? Între proprietari sau... Nu știu să vă spun. A fost o societate comercială care a achiziționat acest... Vorba tot de drepturi litigioase, deci numai de mult proprietarul, mă rog, fostul proprietar, moștenitorul, practic, și a intrat în proprietatea unor societăți. E o situație complicată, vă promit că o să mă interesez. Acea clădire este într-o stare precară și pe lângă valoarea ei de monument, eu cred că este pericol public. La un moment dat, probabil în curând, va cădea peste cineva și va omorâ pe cineva. Cine trece tramvaiul 21 pe acolo și plin de oameni, dacă va cădea peste tramvai, va fi o tragedie. Cine e responsabil pentru situația asta? Da, este exact situația pe care o avem la imobilele cu risc seismic ridicat. Practic se pune problema protecției civile, a trecătorilor, a vecinilor, a celor care intră în magazinele învecinate. Eu cred că nu putem sta cu mâinile, cu brațele încrucișate, nici în ceea ce privește Hanul Solacolu, nici în ceea ce privește blocul Patria, ca să mut un pic discuția, sau Cinema Studio. Sunt zone din centru Bucureștiului, în centru vechi sau pe Bulevardul Magheru, nu putem sta cu brațele încrucișate. E foarte important să putem acționa
Și cred că aici e nevoie de o schimbare de legislație. Discutam și cu domnul ministru al dezvoltării regionale, domnul viceprim-ministru. Aici e foarte important să schimbăm optica și cred că o idee, mă rog, ideea pe care eu o promovez, este să tratăm aceste situații după modelul unei exproprieri pentru cauză de utilitate publică. De ce putem expropria acolo unde facem autostrăzi, de pildă, de interes național, prioritar, nu? Dăm o justă despăgubire proprietarilor și intrăm în posesia acelor terenuri pentru a construi autostradă, dar nu putem practic face același lucru când e vorba de pericolul de prăbușire al unor imobile în centrul capitalei sau în centrul orașelor importante din țară, în care, dacă acest lucru s-ar întâmpla, ar fi o catastrofă națională, pur și simplu. Bine, există legea fațadelor, unde primăria poate să facă lucrările ea și să-și recupereze banii de la proprietari, dar nu funcționează. Nu, la Cluj au ajuns să desprindă ornamentele de pe clădirile istorice. Da, ca să... și am protestat, știți foarte bine. Am protestat, legea fațadelor este, în momentul de față, este în avansează. Noi am reușit să introducem în legea fațadelor diverse modificări, tocmai ca să poată beneficia și obiectivele de patrimoniu, pentru că inițial legea fațadelor nu era gândită neapărat din perspectiva monumentelor de patrimoniu, era gândită doar la zone protejate. Da? Pe de altă parte, fiindcă ați ridicat problema situației de la Cluj, am făcut o circulară care a fost care a plecat cu semnătura mea către toate direcțiile județene de cultură, prin care se clarifică exact competențele pe care le au comisiile zonale și direcțiile județene de cultură în intervenția asupra unor monumente. Dacă sunt ele de categorie A sau de categorie B, adică de importanță națională sau de importanță regională și locală. Adică toate intervențiile se vor face doar cu acordul comisiei? Adică, ca să spunem foarte simplu, dar situațiile sunt un pic mai complicate, la monumentele de clasă A, de importanță națională și internațională, decizia se ia la Comisia Națională a Monumentelor Istorice, în vreme ce, în general, în monumentele de clasă B, cu importanță regională, decizia rămâne la nivelul comisiilor zonale, pentru că respectăm descentralizarea și considerăm că ele sunt destul de responsabile încât să nu autorizeze modificări care să denatureze forma... Pentru că tot vorbim de zone protejate și de legea fațadelor. Foarte multe case au fost mutilate, pur și simplu au fost îmbrăcate în polistiren și s-au distrus toate ornamentele. Ce se întâmplă cu cazurile acestea iarăși? Da. Case, există case și există monumente istorice și există zone protejate. Pe case noi nu ne putem pronunța, chiar nu avem nicio competență. Pe zone protejate, pe monumente istorice ne putem proteja, ne putem pronunța și aici iarăși este important, inclusiv la nivelul noului cod al patrimoniului, să prevedem aceste situații. Pentru că lumea deseori vrea să plătească mai puțin la întreținere, vrea să fie mai cald în casă și atunci ignoră partea publică a edificiului, partea istorică a edificiului, bine, care dă caracter zonei. Cineva a avizat proiectele acestea de... Nu? Sau se autorizează de Ministerul Culturii aceste proiecte? Când e vorba de monumente istorice, da. Și sigur. Pentru zone protejate, nu. Și pentru zone protejate, nu. Sau puțin. Depinde dacă ajunge sau nu la comisie. Imponesc că eu nu pot să vin să-mi pun polistiren pe casa din zona protejată, să o distrug și să apară ceva, nu? Și nu Mă tem că puteți. Mă tem că puteți să faceți acest lucru sau chiar dacă nu puteți să-l faceți și lucrul poate să treacă neobservat. Pentru că comisia nu are neapărat atribuții de pază. Inspecția, da, dar dacă este sesizată și aici iarăși unele trec ca o scrisoare la poștă fără să fie sesizate, fără să fie obiectul unei reclamații. Deci aici eu cred că o mai bună sensibilizare a opiniei publice, a mediilor profesionale. Adică oamenii oamenii să fie atenți la cum arată cartierul lor, cum arată, care este identitatea cartierului lor, care sunt trăsăturile caracteristice ale unor zone protejate, prin care cartierul se mândrește. Și, în general, să fie mai vigilenți, fiindcă e clar că, deocamdată, cadrul legislativ e încă flu, sau în anumite situații este flu. Vom face ce putem să-l facem mai șarf, mai precis, mai acut, mai sensibil, dar eu cred că aici e foarte importantă și atitudinea și acțiunea
mediilor profesionale, a organizațiilor non-guvernamentale care au, într-adevăr, au fost câinele de pază al patrimoniului național în ultimii ani. Ca ministru sunt foarte recunoscător asociațiilor care au încercat să facă ceva și au făcut ceva și deseori au mers în instanță și au susținut punctul de vedere al cetățeanului în situații în care Ministerul Culturii a fost de fapt destul de neglijent, să zicem așa, dacă nu chiar opac. Pentru că patrimoniul construit a monopolizat discuția, să deviem un pic. Cum se pare bugetul pe care l-ați primit în 2016 și dacă va ajunge pentru proiectele pe care le-ați anunțat? Bugetul este cel pe care am putut clădi, pornind de la rigorile asumate de către guvernul Cioloș, ținta de deficit, care știți că nu poate să depășească 3%. E un buget foarte mic în raport cu... Este exact 0,1% din PIB, adică ceva mai mult de 700 de milioane de lei pentru tot Ministerul Culturii, care vă reamintesc că are în subordine toate instituțiile publice de cultură, cele care nu sunt la autoritățile publice locale, muzeele naționale, operele, teatrele naționale, Biblioteca Națională, diverse centre culturale în anumite județe care au rămas la Ministerul Culturii, Radeful, de pildă, sălile de cinematograf și așa mai departe. Și, bineînțeles, Institutul Național al Patrimoniului cu Planul Național de Restaurare de care vă vorbeam, cele 50 de milioane de lei. E un buget foarte mic în comparație cu bugetul pe care îl alocă alte țări, spre comparație de pildă în Franța și în majoritatea țărilor Uniunea Europeană, bugetul pentru cultură este de 1% din PIB, deci e de 10 ori mai mare. Nu vorbesc acum de cifre absolute, vorbesc de procent. Ponderea din PIB este de 1%, la noi de 0,1%, după ce am venit eu, pentru că până atunci era 0,08. Am reușit să cresc cu... o cincime, cu 20% acest buget. Și încă această o cincime este obținută pe fonduri europene, adică pe bani care nu pot fi de fapt accesați decât în măsura în care convingem autoritățile de la Bruxelles de buna întocmirea unor proiecte. Deci, de la asta am pornit. Ăștia sunt banii. Cu ăștia acum încercăm să facem tot ceea ce ne propunem să facem. Da, din ceea ce eu am anunțat și am asumat ca obiective pentru mandatul meu, îmi ajung. Evident că vom încerca să mai negociem la rectificările bugetare, pentru că e nevoie de bani pentru proiecte mai ales. Dar o eventuală rectificare va fi gândită doar în raport cu proiectele într-adevăr prioritare, care merită să fie promovate și nu va veni ca o cerere pur și simplu, mai dați-ne și nouă niște bani, că și așa sunt acolo niște bani. Ați anunțat că Ministerul Culturii va lua în 2016 un credit de la BERT pentru construirea în București a unei săli de concerte și pentru restaurarea mai multor muzee, Muzeul Național de Istorie, clădirea Teatrului Național Lucian Blaga, Muzeul Național al Țăranului Român, Muzeul Calinderu, Muzeul Enescu. Ați început negocierile cu BERT și despre ce sumă este vorba? Care ar fi valoarea acestui împrumut? Da, nu e vorba de BERT, e vorba de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, BDCE, care este un partener de lungă durată al guvernului de la București, în sensul în care acest împrumut ar fi doar un al treilea deviz cadru de împrumut. Au mai existat două alte asemenea devize cadru, care au permis restaurarea, consolidarea și reabilitarea unor clădiri importante din România. Citez aici Palatul Culturii din Iași, pe care îl vom redeschide în luna aprilie, Muzeul Colecțiilor de Artă din București, Teatrul Național Caragiale din București, Biblioteca Națională a României, ca să dau doar câteva exemple. Primul efect al colaborării dintre guvern și BDCE s-a văzut în 2007, când banca a acordat un credit de 194 de milioane de euro
pentru implementarea două mari linii, două mari programe, ce cuprind, cum vă spuneam, un număr de 21 de obiective la nivelul țării, toate fiind clădiri monument istoric sau clădiri de maximă relevanță aflate în folosința unor importante instituții de cultură. În acest program dorim să ne înscriem. Care ar fi valoarea? Pentru mai departe, valoarea împrumutului va depinde de proiectele și depinde de proiectele pentru fiecare obiectiv. Depinde pentru Muzeul Național de Istoria României, pentru care știți că acum câteva zile am lansat un concurs internațional de soluții de arhitectură pentru reabilitarea, consolidarea și extinderea clădirii. El va fi de 90 de milioane de euro fără TVA. O, niște lucrări care vor dura câțiva ani și care vor permite, de fapt, un nou concept, cum îmi place mie să spun, al istoriei naționale a României, tocmai pentru a ne despărți de vechiul concept. Știți că Muzeul Național de Istoria României a fost deschis în vechiul palat al poștelor din București în 1970. A fost unul dintre principalele instrumente de propagandă ale național-comunismului în perioada Ceaușescu. Perioada în care istoria României era gândită într-un anumit fel, am învățat-o cu toții când eram mici în manuale, și, mă rog, într-o anumită măsură, unele elemente s-au mai perpetuat. Lăsând la o parte aceste lucruri, care sunt mai degrabă din trecutul, din istoria recentă a României, vă spuneam că această anvelopă va fi necesară pentru dezvoltarea unui program de mai mulți ani. Dar aveți o idee cam cât, ce sumă, nu, la centimă, dar ca idee, adică ca să știm despre câți bani ar fi vorba și dacă ați început negocierile. Deci e vorba de, deocamdată, de Muzeul Național de Istorie, de Teatrul Național și Opera din Cluj și construirea unei săli de concerte, așa cum știți că am anunțat-o, și care, de fapt, e un proiect mai complex, un fel de art space. O să vorbesc despre asta dacă doriți. Da, chiar vreau să vă întreb. Numai puțin. Deci, aceste trei obiective, noi le estimăm, încă o dată, nu s-a încheiat încă un acord pe chestia asta, e un obiect de negociere, le estimăm la circa 165 de milioane de euro fără TVA. Cu mențiunea că BDC ar urma să acopere prin împrumut doar o parte a acestui necesar, restul sumei fiind acordat direct prin cofinanțare de Guvernul României. Și în procente cât ar însemna cofinanțarea? Nu pot să vă spun acum detalii. Încă o dată spun că această negociere nu a avut încă loc. Ea e prevăzută să aibă loc probabil la jumătatea lunii martie, cu o delegație a BDC care va veni la București. Că vorbim de sala de concerte, să ne împrumutăm să facem o sală de concerte. Este, mă rog, valoarea investiției este estimată undeva la 55 de milioane da, de euro din corect. Documentele de pe site. Da. Chiar este nevoie de această sală, pentru că am văzut mai multe critici da. La adresa proiectului. Da. Răspunsul meu, da, este nevoie. În primul rând că de ani de zile oamenii de cultură, publicul din București își dorește o sală pentru desfășurarea Festivalului George Enescu. Festivalul George Enescu, care este probabil cel mai mare eveniment muzical pe care îl organizează România de mulți ani încoace, cel mai important, cel care atrage publicul internațional cel mai semnificativ. Sunt oameni care vin aici și se instalează pentru 3-4 săptămâni în București, beneficiază de tot peisajul cultural și turistic al capitalei. Deci vin din străinătate, se instalează la hotel și se duc în fiecare seară la concert. Reprezintă, după părerea mea, una din succesele majore în cultura românească din ultimii 20 de ani. Dar noi am lărgit un pic acest concept al sării de concerte, pornind de la ideea că în ultimii ani am constatat o creștere a acțiunilor de sprijinire
în favoarea tânărului antreprenor, tânărului om de știință, chiar și a tânărului politician implicat în societate. Dar nu am văzut încă, și aici o să vedeți că e punctul pe care aș vrea să-l dezvolt, proiecte sau spații măcar care să-l sprijine pe tânărul artist sau pe tânărul om de cultură. Și acest proiect al unei săli de concerte vrea să fie un asemenea proiect. Peste tot în lume sunt spații istorice care sunt transformate în incubatoare culturale multidisciplinare și multiactivitate. De la Teheran la Moscova, de la Londra la Buenos Aires. Vrem să facem un asemenea spațiu în București, vrem să transformăm un spațiu central, probabil din apropierea Palatului Victoria, într-un astfel de incubator de artă modernă. Cum ar fi acest spațiu? Acest spațiu ar fi într-adevăr un suport pentru actul de creație al tânărului artist. Pornind de la spațiul de desfășurare în sine, de la interacțiunea cu comunitatea artistică, până la diseminarea rezultatului către public. Un spațiu care să creeze un context cultural, să alimenteze creativitatea, să dea energie spiritelor creatoare și să ofere inspirații artistului. De exemplu, actorii de la Teatrele Independente ar putea juca pe această scenă? Vrem un loc care să fie conceput după chipul și asemănarea artei moderne. Să fie multidisciplinar, fluid, provocator. Vor fi galerii vizuale, va fi această sală de concerte, vor fi săli de proiecție, va fi o bibliotecă, vor fi ateliere de creație. Vrem un spațiu care să încurajeze colaborarea între creatori, dar și între creatori și public. Lucrul ăsta e foarte important. Un spațiu în care să cadă barierele actuale dintre consumatorul de artă și creatorul de artă. Și poate lucrul cel mai important, un spațiu care să readucă arta modernă românească în conversația publică a României. Ăsta e conceptul mai amplu pe care l-am desenat și pentru care vreau să mă bat, pentru că mi se pare la nivelul anului 2016, într-adevăr, ceea ce poate să reprezinte cumva Ministerul Culturii în dialog cu societatea. Revin la întrebare. Ați găsit teren pentru această sală? Da. Spuneți că va fi undeva în centru. Da, am găsit un teren. Mai trebuie încă un mic, să zic așa, voință politică. Nu am să anunț astăzi exact locul, dar vrem ca el să fie în imediata apropierea spațiului cultural semnificativ din centrul Bucureștiului. Încă o dată, o sală de concerte nu poate să fie departe de celelalte locuri în care se petrec marile evenimente muzicale din București, cum este Ateneu, cum este sala radio, și care să fie, deci, în același timp vizibil, în același timp locul în care să se poată ridica o construcție nu mare. Este deci, vorba de depoul RATB din spatele guvernului? Deci o construcție nu mare. Nu vrem o catedrală. Nu vrem o catedrală a muzicii românești, dacă înțelegeți ce vreau să vă spun. Vrem pur și simplu o sală modernă care de jur împrejur să funcționeze ca un art space și care să fie o clădire manifest pentru arhitectura deci contemporană. Deci nu vreți să spuneți unde e terenul. O să trec la următoarea întrebare, dacă nu vreți să spuneți unde e terenul, deși doar de terenul de poul e singurul teren liber suficient de mare să încapă o sală de spectacole. Vrem să vă întreb, spuneați de Muzeul Național de Istorie a României. Mă rog, că s-a lansat un concurs, că se restaurează și se transformă în altceva. Alt concept. Pentru această lucrare, eu știu că s-au mai dat niște bani în urmă cu câțiva, în perioada 2006, s-au dat 50 de milioane de lei pentru consolidarea lui. Deci a fost plătită deja o bună parte din consolidare, un contract care s-a majorat prin mai multe acte adiționale și pentru care conducerea de la vremea respectivă a Muzeului de Istorie a semnat. Vreau să vă întreb dacă a răspuns cineva pentru această cheltuială și dacă au fost imputați cuiva banii, pentru că din cauza acestui contract dezastruos, muzeul a ajuns într-o stare precară. Da. Nu numai că a ajuns într-o stare precară, în care, într-o anumită măsură, se află și astăzi, fiindcă are mari probleme de structură în continuare, dar a fost închis.
Muzeul Național de Istorie a României a fost închis. Este închis de 14 ani de zile. Acolo se poate intra la parter pentru a vedea tezaurul, pentru a vedea lapidariumul și pentru a admira columna lui Traian. Copia columnei lui Traian. Deci, e o situație care e o situație istorică. Vorbim de 14 ani. Bun, acum, întâi o mică rectificare. Din câte am fost informat, era vorba de suma de peste 16 milioane de lei care la un curs mediu din anii 2002-2006 ar fi echivalentul a ceea ce avem astăzi, ar fi exprimat astăzi de suma de 54 de milioane de lei. A 54 de milioane. 54 de milioane de lei. În legătură cu ceea ce s-a întâmplat acolo, există un raport al Corpului de Control al primului ministru, care pe vremea era Călin Popescu Tăriceanu, și care semnala faptul că s-a încălcat legislația privind achizițiile publice. S-a înșurat de 14 ori contractul, prin acte adiționale. Prin depășirea marjei legale de reajustare a valorii unui contract. Din câte știu, plățile în aceste contracte sau plățile pe care le-a făcut muzeul s-au făcut pe baza unor documente semnate de dirigintele de șantier și de directorul tehnic. De asemenea, mai știu că nu s-a făcut recepția lucrărilor în termen legal de către Inspectoratul de Stat pentru Construcții. După oprirea activității pe șantier la 22 decembrie 2006. După aceea, după 2006, au continuat procese lung, foarte lung. Ele s-au încheiat abia în 2012, iar toate aceste procese au fost câștigate de Muzeul Național de Istorie. Cu toate acestea, RomConstruct, care era firma cu care se încheiase inițial contractul, a refuzat să rezilieze contractul cu Muzeul Național de Istorie, blocând orice posibilitate de reluare a procesului de includere a Muzeului Național de Istorie pe lista obiectivelor de restaurare a Ministerului Culturii până la sfârșitul lui septembrie 2012. Dar până la urmă s-a obținut rezilierea în instanță. S-a obținut abia atunci și în momentul acela am putut, Ministerul Culturii, nu am eu, Ministerul Culturii a putut să introducă de fapt Muzeul de Istorie în lista obiectivelor de restaurare prioritară, ceea ce a permis de fapt introducerea muzeului în acest program în care el a intrat acum. În cadrul litigiului s-au mai dat, firma respectivă a mai luat niște bani în plus, a trebuit să dea ceva din ce a încasat? Era vorba, ei au continuat niște lucrări. După acel moment din 2006, RomConstruct a mai continuat niște lucrări fără să aibă avizul muzeului și litigiile s-au desfășurat din cauza aceasta. Ei mai revendicau o sumă de 800.000 de lei la data respectivă, care ar mai fi acoperit, de fapt, aceste lucrări suplimentare. Încă o dată, toate procesele au fost câștigate de muzeu, deci suma asta nu a fost plătită. Bun. Deci, cam a găsit asta. Cineva banii aceia, mă plătește, a fost găsit cineva vinovat pentru această situație? Deci, banii aceia, adică acești 800.000 de lei nu s-au plătit. Nu, cei 50 de milioane de lei. Cei 50 de milioane de lei, încă o dată, nu s-a făcut o recepție a lucrării. Ei au intrat în, practic, o consolidare a structurii de rezistență a muzeului, care a fost realizată în proporție de 50%. Ceea ce înseamnă că noi, acum, intrând cu nou proiect, va trebui să consolidăm ceilalți 50%. Bine, în cazul în care mai... Adică în cazul în care a rezistat ce s-au consolidat. Da, bun. În general, consolidările știți că se fac pe o anumită porțiune a clădirii. Deci nu plătește nimeni nimic. Deci, nu a fost găsit nici directorul tehnic. Acolo am găsit lucrurile când am venit eu în minister. În general, conducerile Ministerului Culturii până acum
deci până să vin eu, au remarcat faptul că acest contract era semnat între muzeu și RomConstruct. Deci nu a, contractul nu a implicat în niciun fel Ministerul Culturii la nivel de semnătură. A fost încheiat între muzeu și RomConstruct. Poate aude de neamă și se sesizează mai târziu. Da. Eu personal vă spun, singurul document la care am avut acces a fost raportul de control, acel raport de control al primului ministru, în care se vorbește de încălcarea legislației privind achizițiile publice și de faptul că în vara anului 2006 nimeni nu a putut face o estimare a costului final și a timpului necesar pentru încheierea lucrărilor. Nu pot să vă dau alte informații, sunt lucruri din 2006, noi suntem în 2016.